Bună seara, dragi prieteni. Aici bună. Iulian în costum, îmbrăcat elegant. Iar în partea aceea este domnul Vasile Steroidul. Astăzi suntem la o zi de naștere, la o prietenă foarte bună. O persoană nu care doar e prietenă bună, dar și o sportivă steroitoare. Este foarte bravă. Cum stăm și așteptăm să vină Julie să-i aducă mâncare? Da, deci, Julie a adus mâncare. Deci o masă pentru sportivi, deci pizza, cartofi, carne și suc desigur, fără alcool. Am vrut să arăt degetul în jos, dar nu am traumat. Da, m-am mușcat. M-am mușcat. Iulian stă în internet, iar noi filmăm vlog mai departe. Nu, dacă doriți să mâncați, poftă bună vouă. Nu știu ce mâncați azi, noi o să mâncăm astăzi asta. Astăzi se poate. A cheat day, se face o dată în săptămână, noi facem astăzi. Da, dar eu îl fac pe fiecare zi. Eu mănânc pe fiecare zi așa, eu sunt la dietă. Vreau să aud câteva cuvinte despre domnișoara Dana. E foarte bună idee, bravo, bravo. Da, așa am spus și noi. Foarte bine. Cum am spus, astăzi este ziua de naștere unei persoane dragi, unii prieteni foarte bune, persoane care a început cu Alexandru să se ocupe cu sportul și încă se ține, este foarte bravo, nu are bădat. Workout bun. Astăzi o sărbătorim ziua ei de naștere, o felicităm cu toții, îi doresc multă sănătate, iubire, să asculte de părinți, tot ce dorești în viață să îi se realizeze. Mulți ani, Dana, încă o dată. Când zic 3, 2, 1, puteți să încordați mușchi, bicepsul. 3, 2, 1! Foarte puternici băieți. Deci o să filmez puțin mai târziu, că mă doare bicepsul să țin. Azi am avut un antrenament foarte greu. Vasile azi nu a fost la antrenament. Eu am făcut 3 antrenamente, 3 zile la rând m-a antrenat. Rușine. Uite, Iurex spune că e rușine, corect. Mâncăm banane. Am mâncat de antrenament. Iurex, am mâncat banane. De mâncat banane. Ați auzut-o pe Dana? Mâncare trebuie. Eu cu Iurex suntem astăzi vegetarieni. Da. În glumă. Sasha, uite. Da, nu, azi este cheat day, azi încă se poate mânca totul. Stai pe lungă! Gata? Da, hai. Dar poprește! O, da. Poprește, alea, vă te oprește? Hai, stai, da. Deci este ora 12. Aproape ora 1. Da, aproape este ora 1. Băieții s-au mascat, s-au gătit de babă bobocelă. Cameșa este neagră, plină de tort. Acum o să se înceapă lingerea, unul pe altul se lingă. Da, tort cu ketchup. Da, ketchup cu tort, foarte bun, bravo! Asta e prietenie adevărată, dragoste adevărată. Dragoste pură. Pură. Și devotată. Ideală. Uăă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 
ești fui fui de aici? Păi ce ține mai care o fot? Un bărbat adevărat. Nu, eu merge foarte vesel.
Am rămas să găsim puteți să scoatem, încercăm să distracție, se întâlnim. Distracție la maxim fără băutură. Tân, 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 tân. Mă întâlnesc pe mine. Dimineața și noi vrem să trezim pe două persoane care e cel mai mult dor. Scularea! Hello, boss. Dar primesc cât frumoasă ești. Cât de frumoasă ești. Astăzi dimineață. Iurek, Iurek bagă o portocală în gură. Mănâncă-i. Tu bagi portocală în gură. Ia uite cum o bag. Am eu o suci portocală. I-am bagă cu gâie, pălățeam. Mă duc să mănânc și eu niște cu o bucățică de ei. Deci acum ne odihnim puțin. Rotica... În curând mergem acasă și ne apucăm de muncă. O zi de odihnă.